În imagini se observă clar cum acest salariat extrage cu ajutorul unui furtun combustibil din rezervorul unui remorcher. Totul se întâmplă în plină zi, iar individul nu prea se sinchisește că l-ar putea observa cineva. Se uită un moment în stânga și în dreapta, apoi varsă cu nonșalanță combustibilul extras în rezervorul unei mașini parcate pe cheu. Surse din cadrul companiei ne-au confirmat că este vorba de autoturismul personal al salariatului, care este nimeni altul decât un membru marcant al sindicatului și care a făcut parte din comisia de negociere a contractului colectiv de muncă. Deocamdată nu îi vom face public numele. Bine, astfel de practic, dacă e combustibil sau asta, e astfel de practic. Și asta vă spun. Ne comentați în vreun fel? Nu, pot să mă zic, nu e știre. E o imagine așa, uitați. Ce să vă comentez? Vă comentez așa, personal. Că nu e, eu nu de acord cu așa. Păi oricine personal, nepersonal, dar se vede că e unul din remorchiere, se vede și că e zona asta de aici. Se vede, dar una e un... Adică imaginele nu sunt cele mai... Păi haideți să ne spuneți. Nu mai. Că oricum nu mai dau interviu că suntem... vom reîncepe negocierea și nu pot. E bine, asta nu are nicio legătură. Da, știu, dar nu, am zis că în perioada asta nu mai suntem. De ce nu cereți lui părere? Păi, găsim pe undeva. Era aici mai devreme. Dar nu știu dacă nu e liber să-și alua liber sau nu se alua. Individul care sustrage combustibil a refuzat să dea ochii cu echipa Litoral TV și a transmis prin intermediul liderului de sindicat că nu are nimic de comentat, iar conducerea companiei va exprima un punct de vedere oficial după ce imaginile vor fi făcute publice. Litoral TV va reveni asupra subiectului cu noi informații în jurnalele de mâine.